să vă zic câteva necunitățile asociate. Așa cum am fost un client care l-a primit pe probabil la intrare. Tot aceste sunt cunoscute deja, unele foarte cunoscute și unele care poate va figura să fiți părtași de ele și să vă implicați. Păi sunt pe ele de avanță, ca să vă puteți să vă. Bine ați venit, membrii ai Asociației Tradiția Românească, dar, în primul rând, viitori membri ai acestei asociații, pentru că eu sunt sigură că veți fi mulți membri de acum încolo. Astăzi ne-am adunat aici să sărbătorim cei 4 ani de existență ai acestei asociații. Asociația a pornit de la o idee pe care au avut-o câțiva colindători în anul 2007, s-au adunat 10 tineri, studenți, și au început să meargă să colinde. Sigur, purtând costumele populare. Am emoții. Mi-am notat aici diverse, dar nu pot să citesc. Din 2007 tot au... E bine? Din 2007 până în 2010 a durat această cumva perioadă în care au luat hotărârea de a se înființa oficial cu Asociația Tradiția Românească. În martie 2010. Am început foarte timid, dar treptat am reușit să ne facem rost și un pic de un costum național, de repuzită, copici, pentru a arăta că încă mai există aceste costume tradiționale românești și să îndemnăm și pe ceilalți să poartă aceste costume atât de frumoase cu mândria pe român. Deviza asociației noastre este România să fim bun. Încercăm în continuare să promovăm tot ceea ce înseamnă tradiția românească și obiceiul românești. Ne-am organizat cumva, am avut pelerinajele în care am purtat aceste costume populare. Conferința de anul trecut, din martie, unde poate ați fost câțiva dintre dumneavoastră, tot aici, ne-a găsit Părintele Ceaulu. Nunți, botezul în cadrul asociației, procesiunea de anul trecut, 14 septembrie, procesiunea Sfintei Cruci, 1 decembrie, ne-am adunat 50 de colindători, dar de data aceasta am cântat cântecele patriotice, în județul Covasna, la Sfântul Gheorghe. Românii de acolo ne-au primit extraordinar de frumos. S-au bucurat foarte mult de tot ce am putut noi să transmitem, doar aceste cântece patriotice atât de dragi. Apoi, decembrie, sigur, înseamnă colinde, pentru că este, așa cum știm toții, nașterea Domnului. Colindele este activitatea principală a Asociației Tradiția Românească și încercăm să adunăm cât mai mulți colindători, ceea ce s-a și întâmplat și anul trecut. Pot să vă spun că cei care cântă, și o spun din propria experiență, se bucură cel mai mult de bucuria pe care o văd pe fețele dumneavoastră, atunci când colindă. Este o bucurie extraordinară. Altfel, în anul 2013 am reușit și am înființat editura Tradiția Românească, iar primul rol al acestei edituri este Agenda Românului. Agenda Românului, care arată cam așa.
frumoasă, foarte interesantă, un pian de prezentare a Asociației Tradiția Românească. Și cam atât. Până în prezent, da. Pe viitor ne propunem în continuare cursuri de pintură, scriptură, conferințe, desigur, vom continua cu pelerinajele, dar vă așteptăm la mulți membri în asociație. Am primit această întrebare de la câțiva membri ai ATR-ului. Această întrebare, eu m-am uitat pe pozele voastre, pe site-ul vostru, dar tot timpul sunteți aceiași, sunt aceleași fețe în pozele respective. De ce? În perioada colindelor ne adunăm foarte mulți și ne bucurăm foarte mult de prezența multor oameni. Au bucuria de a colinda împreună cu noi, dar, din păcate, ne părăsesc la o lună bucată de vreme. De ce? Pentru că nu mai există aceeași, nu știu, implicare. Ne dorim foarte mult ca aceia care vin cu noi în perioada colindelor și colindăm împreună, ne dorim foarte mult să avem împreună în tot cursul anului. O altă dorință a unora dintre noi, sunt foarte mulți oameni tineri, vrem să ne întâlnim, să socializăm, vrem să stăm de vorbă, vrem să ne întâlnim, să discutăm pe diverse teme. Desigur, ar fi o acțiune extraordinară, doar că nu avem un sediu permanent, doar aici ne întâlnim la Denisor, dar este singurul loc unde ne întâlnim. Pe viitor, noi visăm la un asemenea sediu al asociației, dar nu avem nevoie până atunci. Dar sigur că vom avea. Dar, înainte de toate, factorul uman este cel care contează cel mai mult. Astăzi, tema conferinței ținută de Părintele Nicolae Tănase, mie mi se pare a fi întâmplătoare, mie personal. Pentru că este prima dată când, în cadrul asociației, vin aproape toți membrii familiei mele, frații mei, mama mea, fiica mea, dar fiind prima familie, dar este familia Asociației Tradiția Românească, care văd este foarte mare. Suntem cu toți aici și toți ne considerăm Asociația Tradiția Românească. Eu vă invit și cred că mulți dintre dumneavoastră veți participa în mod activ la acțiunile Asociației Tradiția Românească. Mulțumesc!